Titlul a fost acordat în urma unei propuneri venite din partea Facultății de Studii Europene. Nu pot să nu fiu sfârșiat de compasiune, iar obligația de a ajuta să nu devină o nevoie nu numai a lor, ci și a noastră, respectând astfel nu doar drepturile omului, ci și legea infinit mai veche și mai adâncă a iubirii aproapelui. Vizibil emoționată, Ana Blandian a făcut referire și la tragicele evenimente din capitala Belgiei. Discursul meu a fost mai actual decât credeam eu că va fi, pentru că tragedia din ultimele zile, faptul că l-am ținut în această zi de doriu național, i-a dat mai mare greutate. El s-a numit Istoria ca viitor și a fost o meditație și un semnal de alarmă asupra felului în care dacă nu crezi cu adevărat în ceva, ești măturată pe scena istoriei. Ne-a reamintit, în fapt, într-o sală plină și entuziastă, în tristețea noastră, cum spuneam, pentru că suntem în momente grele pentru Europa, ne-a reamintit despre datoria conservării valorilor noastre europene, despre datoria pe care o avem față de clasicism, față de creștinism, față de acest popor și de această țară. Ana Blandiana este autoarea a peste 70 de volume de poezie, proză și eseuri în limba română. Mai mult de jumătate din cărțile sale au fost traduse în 23 de limbi.